Fue el jornalismo, en la época, no enseñó filosofía, sino que se enseñó Aristóteles al Greco. Era un disprecio el jornalismo, pero es filosofía. En 1989, era un empresa de vista de hoy, que lo pagaron así cuando eso, un año de vida, lo pagaron, ya con la decisión. En fin, el matrimonio es un anarquista, no, no acomodesco. Lume, detest să fiu șef în mod visceral, să spun cuiva ce să fac. Nu, nu pot să fac. Dar am intrat în jurnalism făcând acest jurnal pentru că aveam conștiința că este strict necesar lumii românești. Să aducem intelectual, intelectist, liber și să spună ceea ce gândesc și să nu îi lăsăm să se risipească numai în conferințe. De aceea e jurnal la Chiuș, câțiva intervista 2-2, în care aflai niște lucruri de oameni deștepți și culți. Așa am intrat în jurnalism. M-am pregătit de să fac asta. Așa că profesorul dumneavoastră, probabil, tot de partea îl înțeleg, pentru că sunt categorii care disprețuiesc presa prin meseria lor, prin temperamentul lor, și sunt oameni care sunt drogați de presă, nu se pot găsi de ea. Trebuie să-mi alegeți în ce zonă sunteți. Presa asigură un cuiva, un tânăr, o carieră foarte interesantă. Este cu multă adrenalină. Este foarte stresantă și dacă n-ai nervitat, e bine să faci altă meserie. Presa este un domeniu în care presiunea timpului este enormă, mai ales în televiziune, în care știrile se dau în timp real. Se întâmplă ceva, ia foc ceva, trebuie într-o jumătate de oră să mergi la știre, să faci și să te întorci în studio, să editezi, să intri, să montezi și să intri. Este tot timpul ești. Când te întreabă șeful, zice, și când s-a dus știrea asta? Ieri. Pe mine poți să spune asta, pentru că timpul merge foarte repede și trebuie să ajungi să relatezi evenimentul în timp real. Așa s-a dezvoltat tehnologia, nu mai e ziarul acela care se întâmplă o școală în China și aproape se trăie lumea mândră. Aflăm chiar în ziua aia.